ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom face un fluturaș în 5 minute. Fiind foarte rapid, micuț, drăgălaș, acesta poate fi de folos în anumite lucrări ale dumneavoastră, precum aplicație, cât și ca mărțișor acum cu ocazia zilei de 1 martie. Pentru aceasta eu voi folosi firul de bumbac, adaptat croșetului cu numărul 3, 3 și jumătate, voi folosi croșetul cu numărul 3 și două mărgeluțe atașate pe o sârmuliță care vor forma antenele fluturașului. Modelul este foarte ușor, vom porni în cercul magic cu un număr de 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Vom lua firul pe croșet și vom lucra un număr de 3 piciorușe duble în afară de aceste 3 ochiuri de lanț. Deci vor fi 1, cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș dublu. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi intra în cercul magic și voi face un picioruș scurt, un ochi de lanț, voi intra din nou în cercul magic, voi face un picioruș scurt, voi continua cu alte 2 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble, 1, 2 și cel de-al treilea. Continuăm cu 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Vom intra în cercul magic și vom face un picioruș scurt. Vom închide cercul magic, după care voi intra în corespondența acestui spațiu unde am lucrat cele 3 ochiuri de lanț. Și aici voi face 1, 2, 5 piciorușe scurte. Voi întoarce lucrarea, un ochi de lanț, voi intra în corespondența primului picioruș scurt și voi face un picioruș scurt, în corespondența celui de-al doilea picioruș scurt, un picioruș scurt, voi continua 1, 2, 3 ochiuri de lanț cu care voi forma un picot. Deja știți cum se lucrează picotul. Apoi voi continua cu alte 2 piciorușe scurte, un picioruș alunecat și apoi voi intra în corespondența următorului spațiu, format din cele 3 ochiuri de lanț și voi lucra din nou 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte, voi întoarce lucrarea, un picioruș scurt, un ochi de lanț, scuzați, un picioruș scurt în corespondența primului picioruș scurt, picioruș scurt în corespondența celui de-al doilea, 3 ochiuri de lanț cu care voi forma un picot, vom închide, voi continua cu alte 2 piciorușe scurte, unu, doi, un picioruș alunecat, fir alunecat, iar acum voi strânge un pic. Voi intra prin corespondența cercului magic, care vedeți nu este bine strâns, și voi trage acest fir în felul acesta, strângând un pic partea de sus. În acest moment noi vom scurta firul. Vom scurta firul, vom închide această parte a lucrării în felul acesta.
acesta, strângem un pic. Întoarcem pe dos, vom strânge bine cercul magic și în felul acesta formăm fluturașul. Aceste capete de fire le veți ascunde dedesubt și nu rămâne decât să aplicăm antenele. Scuzați zgomotul. După ce am ascuns capetele de fire cu lipiciul lichid, voi atașa antenele și în felul acesta am încheiat această lucrare. Le vom lipi aici bine. Și uitați-vă cât de drăguț este. Bine, trebuie să țin încă apăsat aici să se lipească. Și în felul acesta, cu un șnuruleț, puteți face un frumos mărțișor. Puteți aranja în felul acesta. Sper să vă placă. Dacă vă place acest fluturaș, vă rog să lăsați un like, un comentariu, iar eu vă mulțumesc tuturor, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!